Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru pești. Am întârziat eu câteva zile, dar sper să recuperez. Dacă mă voi bâlbâi mai mult decât o fac de obicei și o să greșesc mai mult decât fac de obicei, puneți vina pe Mercur retrograd. Asta e. Dacă voi nu pricepeți ce zic și totuși eu sunt clară, ca printr-o minune, reveniți asupra înregistrării și ascultați-o peste o săptămână, peste două. Nu uitați că, deși este pentru noiembrie, se poate manifesta și în decembrie și în ianuarie, poate deja s-a manifestat în octombrie pentru unii dintre voi, ceea ce voi citi. Am amestecat cărțile, vă zic, imediat ce a apărut și aici. Haideți să vă citesc un pic, să vă citesc, da, și să nu luați în considerare reacțiile mele. Mesajul de la Înger pentru Peștișori, pentru noiembrie, este... Am mai venit la nu știu ce zodie, dar a trecut o săptămână, nu mai știu la ce zodie a venit. Uitați-vă voi. Atingere fizică. De... O atingere tandră poate să însemne atât de mult, atât de mult. Și acum o să vă citesc din carte ca să nu ziceți că inventez eu. Așa, bine, aici scrie în engleză, dar hai să vedem ce scrie. Spune așa. Spune așa. Uneori, o îmbrățișare este exact ce ai nevoie. O legătură fizică este importantă pentru oameni. Da, să te ții de mână, să te pupi, să te îmbrățișezi, să te scarpini pe spate, da, să te ții în brațe, să îmbrățișezi pe cineva așa de umeri, de spate, de talie, de cum vrei tu. Uneori, este un fel de a te exprima care încurajează și susține anumite momente într-o relație. Gândește-te ce bine te simți când cineva te îmbrățișează în momentul în care te întâlnești cu persoana respectivă. Ce confortabil este, așa scrie aici, așa citesc, să dai mâna cu cineva. Aceste micuțe interacții, într-adevăr, pot să ajute, să te ajute într-o zi sau să ajute relația. Să dai și să primești prin atingeri fizice, poate să te ajute să-ți deschizi inima. Deci, atingerea fizică este vitală în a crea o legătură spirituală, așa scrie, așa citesc, așa că da, ce să mai... Bine, treceți peste stările mele și reacțiile mele, da, în fine. Da, deci cam asta este ideea. Despre atingerea fizică. Ia să bag aici un pic de... A, vedeți? Ok. Așa. La capătul setului mai scrie ceva, mai bine, mai scrie așa pe scurt. 22 pentru unii dintre voi. Este mai mult decât ceea ce vezi tu, pentru unii dintre voi. Dragostea îndură. Am vorbit despre dragostea îndură de-a lungul timpului. Și miracole și binecuvântări. Îmbrățișează-ți emoțiile. Ai credință. Peștișor sau nepeștișor. Persoană cu planete în peștișor. Cam despre asta e vorba. Dragostea îndură. Adică treci prin multe, dar nu uita că lucrurile sunt un pic mai complexe decât par la prima vedere și chiar dacă nu vezi tu în totalitate tot, există lucruri profunde care încă stau să fie descoperite. Eu când văd cartea asta mă gândesc la 1 Corinteni cu 13, dacă vreți să căutați, este superbă. Este super pasajul din Biblie. Miracole și binecuvântări, evident, poate pe 13, mai mult sau mai puțin, îi așteaptă pe unii să experimenteze. Fiecare lucru este un dar. Așa, și îmbrățișați-vă emoțiile și aveți credință că sunteți într-un proces de transformare. După cum vedeți, sunt o grămadă de fluturași și cred că vă transformați pe multe planuri, nu doar pe unul și nu doar în dragoste. Hai să vedem ce sfaturi primim și de aici. Ia. Peștișor, soare, lună, Venus, ascendent, în peștișor, un sfat. Peștișor, ok. Books! Am cumpărat o carte, mulțumesc, o să o citesc. Probabil.
Ia uite și muzică. Probabil, da, aveți de primit niște mesaje prin cărți și prin muzică pentru cei care încă au niște chestiuni de clarificat. Și prin nutriție, poate, unii dintre voi aici rezonez. Dar eu zic că această etalare, încerc să mă detașez eu personal de această etalare și să nu influențez prea mult cărțile. Haideți să vedem ce apare aici. În setul ăsta de cărți, în timp ce am amestecat, am văzut 10 de spade. Da, unii dintre voi, poate cei cu foarte multe planete în semne de aer sau nu obligatoriu, pur și simplu, încheiați un ciclu de mari dureri, transformări, da, 10 încheiere de ciclu și începe să reînviați. Am mai văzut 5 de băte. Aveți niște conflicte interioare sau trebuie să vă luptați cu concurența, cu bârfele, cu poate chiar și cu familia unii dintre voi. Apoi a apărut aceste două cărți. Pentru unii dintre voi, da, poate să vină vindecarea. Pentru mine, asul de cupe întotdeauna ține de vindecare, mai ales că avem și temperanța, da? Poate să vină și o nouă dragoste sau poate să vină și un spor, un anume fel de spor, de binecuvântări și miracole, cum am văzut mai devreme la mesaje de la îngeri. Și această situație să vă schimbe viața radical, pentru că roata norocului, da, schimbă viața. Sau invers, ceva, o întâlnire cu cineva, poate să vă schimbe viața și să vă aducă aceste binecuvântări, emoții. Eventual să mai și plângeți de bucurie, de șoc emoțional, whatever. Apoi a apărut, nu, până să apară temperanța, a mai apărut valetul de băte. Este nevoie să comunicați, poate într-un mod inovativ și să faceți primii pași în această, dacă e o relație, da, sau dacă nu, în manifestarea acestei abundențe și acestei schimbări, primii pași. Și am spus să comunicați într-un mod creativ, pasional, cu cineva sau pur și simplu să vă exprimați voi așa, unii dintre voi. Apoi a apărut temperanța. Pentru unii poate să fie temperanța, evident, înseamnă săgetător, varianta pozitivă a săgetătorului. Avem Jupiter și aici, da? Confirmă și Jupiter. Și Jupiter poate să fie și pește, evident, deci e undeva între. Poate. În fine. Temperanța iar vorbește despre vindecare, despre echilibrare emoțională prin această întâlnire de destin cu cineva. Voi știți. Nu este obligatoriu să fie semn fix. Eu cred că în acest context ieșiți voi din niște șabloane sau din niște relații cu niște semne fixe care nu v-au permis să creșteți, să vă bucurați de niște haruri, daruri. Ei, și acum această întâlnire bine să vă schimbe viața și, în primul rând, să vă vindecați și să creșteți spiritual. Sunt două cupe, evident că pot să fie ale voastre, latura voastră feminină și masculină, dar pot să fie două cupe ale unor persoane diferite. Voi și încă cineva. Este o alchimie spirituală care se întâmplă în această relație. Așa. La capătul setului de cărți și mai amestec un pic, nouă de bâte, cineva încă creează ziduri, încă este oarecum prea teamă, rănită de experiențele anterioare și stă și își apără teritoriul. Peștișori, soare, luna, Venus, ascendent în pești. Noiembrie 2000. Ah, ia uite ce gândăcel. Aoleu! Au! Ce scârbos e! Ați văzut o miduță, am aruncat-o, da? Puf! M-a săpăcit un pic de tot. Un pic cam mult. În general nu sunt scârboasă, nu mi-e scârbă. Ia uite, pentru unii dintre voi, semn de apă, semn de foc, mai mult sau mai puțin, poate trebuie să aveți putere să manifestați putere într-o relație cu cineva. Aici ați putea fi voi, poate să fie și un alt semn de apă. Interesant, omiduța asta, florile am pus ieri, o fi venit odată cu florile, dar mă gândesc, vai, ce fantastică idee! Probabil că mulți dintre voi treceți printr-un proces de transformare. Ce e omiduța? E faza de dinainte de fluturaș, da? Încă vă luptați cu această transformare.
Ia uite, transformare, da, judecata. Foarte frumos, foarte frumos. Trebuie să vă ascultați intuiția, vocea interioară a îngerilor. Ce m-a dat peste cap chestia asta. Nu mă așteptam, v-am zis, nu sunt scârboasă, dar trebuie să-l dau afară, să nu mă bureze, că altfel umbla pe cărți. Ce chestie! Peștișori, soare, luna, Venus, ascendent, în pești, noiembrie 2019. Augustu! Da! Oh, regina de spade, am văzut-o mai devreme. La un moment dat, regina de spade. Aveți nevoie să comunicați. Evident că poate să fie un semn de aer, dar nu este obligatoriu. Probabil că este latura voastră mentală, a unora dintre voi. Regina de spade, în general, este o persoană, da, are nevoie de dragoste, dar a fost foarte rănită și din cauza aceasta devine extrem de mentală. Nu mai vrea să-și apere inimioara. Uneori poate să fie prea dură în felul în care comunică. Probabil aveți ceva de clarificat între voi și altcineva, că este relație, că e la locul de muncă. Poate să fie altă persoană, evident, este cruce celtică, este inima crucii, dar evident că puteți să fiți și voi. Ce blochează sau provoacă? Opt de spade. Da? Este logic ce apare. Repet, dacă nu sunteți voi, este altcineva, posibil semn de aer, dar nu este obligatoriu. Puteți să fiți voi. Pentru că tot vă transformați, tot a apărut o miduță. Bănuiesc că nu degeaba a apărut. Aveți, vă simțiți așa oarecum, pentru mine cartea asta reprezintă cușcă mentală. Nu găsiți soluții într-o situație. Probabil că a stat foarte mult în această vibrație și vă este greu să ieșiți din ea. Nu zic că este imposibil. Evident, cu această regină de spade, probabil că trebuie să vă tăiați singuri aceste funii. Se pare că nici nu sunt foarte legate, sunt mai mult înfășurate și, cu alte cuvinte, e mai mult o iluzie, acest blocaj mental. Dar trebuie să o depășiți, unii dintre voi. În trecutul îndepărtat, regele de monede îndepărtat, mă mulța mai puțin, variază de la unul la altul. Evident că poate să fie un semn de pământ, Taur, Capricorn sau Fecioară, dar nu este obligatoriu. Este o persoană care are bani, care are statut, are o viață socială, poziție socială, politică, de câte mai vreți voi. În general are și afaceri, dacă nu e afaceri, nu se ocupă de afaceri. Și profesor, dacă ar fi, este în cea mai înaltă poziție. Este o persoană care, pentru unii poate să fie un tată, mulțumesc, sau un bun sfătuitor. Că ați întâlnit această persoană în ultima vreme, nu ultima, așa mai de câtva timp, sau că v-a influențat această persoană în trecutul îndepărtat, variază de la unii la alții. Haideți să vedem cum se așează cărțile. Trecutul apropiat. Interesant. 6 de băte. 6 de băte, o persoană victorioasă. E destul de diferită. Destul de diferită față de acest semn de pământ. Este o persoană pasională, semn de foc, berbec, leu sau săgetător sau cu planete acolo. O persoană care are multe reușite, se bucură de atenția oamenilor, de încrederea lor și spre deosebire de acest rege de monede, după cum vedeți, regele este singur, această persoană este înconjurată de persoane, probabil că este mult mai sociabilă, mult mai deschisă, așa simt acum să citesc, așa citesc. S-ar putea să fie și un ideal pentru unii, un model de urmat. Chiar dacă acesta și el ar putea fi un model, probabil că este ceva în vibrația persoanei, n-am pus clarificatori, dar așa simt să citesc, că este o vibrație mult mai terestră și mai strictă. Aceasta este foarte sociabilă.
posibil în ultima vreme a venit acest personaj în viața voastră sau v-ați bucurat de niște victorii. De ce să nu fiți voi, peștișori? Dacă nu e altă persoană, puteți să fiți voi. Vedem cum se așează cărțile. În ultima vreme să fi... A tras atenția asupra voastră. Viitorul îndepărtat. Regina de monede? Interesant. Regina de monede. Hai să vedem viitorul apropiat mai întâi. 7 de bâte, iar semn de foc. 6-7. E interesant cum evoluează energia aceasta de foc. Aici persoana se bucură de atenția celor din jur și de ceea ce a realizat. Aici deja trebuie să lupte. Da? Trebuie să lupte pentru ce a acumulat. Că e o victorie la locul de muncă, că este o victorie într-o relație, variază de la persoană la persoană, evident. Dar dacă, orice ar fi, trebuie să luptați pentru această victorie. Ori voi, ori ei. În viitor îndepărtat, voi peștișori, ieșiți din starea asta mentală și începeți să exprimați o energie pământeană foarte fertilă, creativă, stabilă. Evident, bine, reginele sunt stabile, cel puțin regina de monede este cea mai stabilă. Luptându-vă pentru victoriile pe care le-ați acumulat, ajungeți la acest statut de regină de monede. Evident, reginele sunt peste 35-45 de ani, cam așa, 35-45 de ani, aproximativ, mai mult sau mai puțin. Dacă ar fi să ne luăm după vârstă, poate în trecutul îndepărtat, repet, variază de la persoană la persoană ce înseamnă acest îndepărtat, acest personaj v-a susținut, vă susține într-un fel sau altul, este baza acestei cruci, ca și când ar fi rădăcina pomului. Dacă acesta ar fi fructul, asta este rădăcina. Există totuși cineva care vă susține, așa văd acum cărțile. Pentru alții, evident, există și varianta unui divorț între voi și un semn de pământ. Dar trec peste varianta asta, însă vă aduc aminte, știu pe cineva care experimentează așa ceva. Ei, și evident că această perioadă este un pic mai dificilă, dar nu imposibil de trecut. Dacă aveți de-a face cu un divorț pentru unii dintre voi, pentru alții, ca să puteți manifesta această regină de monede și să puteți manifesta această rădăcină stabilă, foarte stabilă și victorii pe care le-ați acumulat în ultima vreme, probabil că trebuie să fiți un pic mai mentali. Dar ce înseamnă asta? Să găsiți soluții. Dacă aici nu găsiți soluții, deja regina de una dintre cea mai distanță regine. Poate trebuie să vorbiți cu acest rege cum să deveniți regină. Adică cum să manifestați varianta feminină a acestei energii abundente, stabile, înțelegeți? Că tot e Mercur retrograd. Am zis că s-ar putea uneori să fac mai multe greșeli decât făceam de obicei. E frumos, nu? E frumos ce se arată în viitor. Chiar dacă e un pic de luptă. Poate cineva să se lupte și pentru voi, este posibil și așa ceva. Dacă acest personaj este altă persoană decât voi înșivă, este posibil să se lupte pentru voi.
pentru a manifesta o relație stabilă, creativă. Regina de monede, dacă nu-i persoană, poate să fie și relație, evident, da? Pentru că tot v-ați dorit. E posibil pentru mulți dintre voi, repet, dacă nu-i persoană, să fie o energie pe care v-ați dorit-o în trecutul îndepărtat, din niște considerente, poate pentru că a stat foarte mult în această energie. Și la un moment dat îți dorești să ieși, evident. Sfatul. 10 de monede. Ha! 10 de monede. N-ați văzut? Asta e sfatul. General, 10 de monede reprezintă o familie fericită care nu e doar fericită emoțional, dar are și bănuți, după cum vedeți. Bănuți reușite, e oarecând tradițională. În general, cei doi s-au rămas împreună din mai multe motive decât pasiune și emoție, ca să construiască ceva durabil. Iar am vorbit de stabilitate și e a treia oară când apare cartea aceasta a stabilității. Sunt generoși, sunt fidel, loial, cu cățelușii ăștia albi, așa văd. Pomul vieții arată că au crescut împreună și finanțele au crescut împreună sau pot să crească în cazul în care nu ați intrat încă pe vibrație. Sfatul este să intrați. Sfatul. Dacă vă luptați pentru victoriile voastre și vă mențineți o minte clară și creativă, ia uite că am vorbit de fluturaș și aici este un fluture, da? O minte creativă și logică și creativă, creativitate avem și aici, dar de altă natură, și ieșiți din starea aceasta de blocaj mental, puteți să manifestați această abundență. Sfatul este să vă bucurați eventual, dacă nu sunteți voi, de cineva care vibrează pe această energie. E sfat. Eventual să căutați, să vă doriți această stabilitate. Și stabilitate fizică, materială, nu doar mentală, emoțională. Interesant, până acum n-a apărut nicio cupă. Decât în ceea ce am văzut în timp ce am amestecat cărțile. Exterior. Ia uite, iar spade. Exterior. Semn de aer pentru unii dintre voi, în cazul în care voi nu sunteți aici, probabil, cum am vorbit mai devreme, dacă vreți să divorțați, poate să fie ori un avocat, o avocată, ori o decizie exterioară care vă influențează. Da, pentru unii s-ar putea să fie un divorț de familie. Uh-huh. Pentru că 10 înseamnă și încheiere de ciclu, avem aceste spade care arată totuși niște problemuțe. Este exterior acest as de spade. Este o persoană care vine cu acest mental clar și face lumină sau, da, într-o situație, eventual îndepărtează blocajele pe care care a trebuit să lucrați sau încă mai lucrați unii dintre voi. Și asta evident pentru că meritați. De ce vă este frică de 7 de monede, iar monede? Că trebuie să așteptați. Probabil, unii dintre voi ați luptat foarte mult, ați luptat în sensul că ați muncit. Ați muncit pentru grădina voastră interioară, chiar fizică. Și oarecum sunteți obosiți, așteptați. Poate nu vedeți toate fructele, aici este iar cu 8 de spade. Poate nu vedeți toate realizările pe care le-ați obținut. Și nu știți dacă merită să vă implicați, să vă transformați, da? Să intrați în 8 de monede, să mergeți mai departe.
Să munciți pentru voi, să munciți pentru o nouă relație, pentru o relație. Încă stați și așteptați. Este cartea care arată nevoia de a investi, dar trebuie să vă gândiți bine. Da, aveți două cărți mentale și totuși cineva vă ajută. Evident că nu este obligatoriu să fie semn de aer, dar cineva care are mintea clară, care are reușite în domeniu, vă dă un sfat. Cum să ieșiți din acest blocaj? Ce vă doriți? În sfârșit, Doamne, ce frumos, normal că și eu vreau soare, toată lumea vrea soare, toată lumea vrea fericire maximă. Copilaș, evident că poate să fie copilaș sau copilul interior sau pur și simplu o fericire maximă. Vă doriți că stând în mentalul ăsta, cum să nu-ți dorești? Să vină odată soare că te-ai săturat de ploaie, de nori, de frig și de vânt. Deci asta vă doriți. Trezire. Să vă treziți. Cineva vă ajută. Sau o situație. Vă ajută. Să manifestați abundență sau să încheiați o chestiune care ține de familia voastră. Nu este obligatoriu să fie căsătorie, poate să fie și familia în care ați crescut. În cazul în care trebuie să vă despărțiți, asta e, vă despărțiți. Și manifestați această energie pe cont propriu cu altcineva în alt context. Așa simt. Trezire spirituală. Sexuală, că văd steagul roșu. Creativitate, îmi cer scuze de călăgie, cineva își face... Asta va fi gălăgie. Finalul, 10 de spade. Încheiați acest ciclu de mari, mari trădări și suferințe și boli. Sper să nu mai facă gălăgie, dar repede, repede. Cineva, într-adevăr, va veni cu... O energie destul de negativă. Probabil cineva din trecut este foarte gelos, geloasă pentru lucrurile care se schimbă în viața voastră. Însă voi veți începe o nouă relație sau un nou job sau vă veți bucura de această abundență pe care o așteptați de atâta timp. Asta trebuie să întâmple ceva. La capătul acestui set de cărți aveți un 4 de cupe. Încă aveți o ofertă pe care nu știți dacă să o primiți sau să nu o primiți. Pentru că vi se pare prea frumos ca să fie adevărată. Prea frumos ca să fie adevărată. V-ați obișnuit să aveți de-a face cu oameni certăreți, cu oameni cu care v-au rănit. Însă trebuie să încheiați acest ciclu și să începeți un alt, uite împăratul, să începeți un alt ciclu, eventual cu să manifestați echilibru. Dacă nu e echilibru, probabil că cineva foarte important apare în viața voastră, da, e încheiere și început, apare în viața voastră ca să manifestați această temperanță, acest echilibru emoțional, spiritual. Probabil că acest personaj vă echilibrează într-un fel sau altul. Ia să vedem. Da, persoană dintr-o altă viață sau din copilărie sau dintr-un trecut îndepărtat, 6 de cupe. Foarte frumos, foarte frumos. Voi încă, sau poate că și ei, nu știu, amândouă persoanele își fac grijă, cred că sunteți voi, pentru că voi aveți 10 de spade, voi aveți 8 de spade, vă faceți griji pentru această nevoie de comunicare. Ia uite, și în drăgostiție există această legătură foarte profundă cu cineva, probabil acest personaj care apare la încheierea ciclului de mari suferințe. Apare acest personaj care vă echilibrează viața și puteți să începeți un nou ciclu, da? Pentru că asta e justiția voastră divină. Să sperăm că avem liniște. Ok, hai să vedem. Energia sexuală dintre voi și o altă persoană la care vreți voi să vă gândiți. Aici, 3 de spade, ați fost răniți, trădați în dragoste la un moment dat. 2 de monede, peștișor, soare, lună, Venus, ascendent în pești. Da, nu, că sunt prea multe. Energia sexuală dintre peștișor și partenerii lor. Eu nu știu, la cine vă gândiți voi? Ia. Pești, soare.
soare, lună, Venus, ascendent în pești, noiembrie 2019. Ce vă doriți voi? De ce vă este teamă? Ce își doresc ei? De ce le este teamă lor? Ia să vedem ce surpriză avem. Oh, pești, exact. Spânzuratul. În general, spânzuratul înseamnă nevoia de a avea o altă perspectivă. Și totuși, asta e. Și totuși, doamna parcă este legată de mâini, în ideea că trebuie să ieșiți, probabil vă doriți să ieșiți sau cineva să vă dezlege de aceste blocaje. Da, nu mai știu dacă am spus, dar m-a zăpăcit gălăgia asta. În cazul în care voi ați fost blocate, vă doriți ca cineva să vă ajute să vă deblocați. Este un alt personaj, da, care nu este blocat, după cum vedeți. Sau eventual să înțeleagă și perspectiva voastră. Da, ce-și doresc ei? 3 de bâte, pasiune, eventual nevoia de a călători. 3 de bâte înseamnă călătorie, să vă întâlniți la ceas de seară și să faceți dragoste. Ei-și doresc pasiune. La capătul setului aveți îndrăgostiții, nevoia de a decide între două persoane, probabil cineva din trecut și un nou personaj. Asta e, va trebui să suportați un pic gălăgia ca să poți să termini și o etalare. De ce vă este frică de cavalerul de cupe? Posibil, de cineva aici cavalerul de cupe apare oarecum gelos, este nevoia de a comunica. Probabil că cineva din viața voastră își dorește să comunice cu voi, să-și exprime ori pasiunea, ori gelozia, am spus mai devreme. Lor, de ce le este frică? De regina de bâte. Poate au un personaj, soare, lună, Venus, ascendent, în berbec, în leu sau în săgetător. Poate este chiar pasiunea lor, rămâne de văzut. Sincer, acum nu pot să mai continui pentru că mi-a blocat toată intuiția și toată comunicarea cu astrele și cu spiritele. Vă pup, numai bine, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală.